Bine ați revenit la un nou episod din Breasla Haiducilor. E vară, e foarte cald afară și stai foarte mult în casă. Yeneba este aici să te ajute. Găsești cele mai tari jocuri la cel mai bun preț. Link în descriere. În episodul de astăzi de Breasla Haiducilor vreau să ne ocupăm de beacon, de primul nostru beacon de pe Breasla. Doar că înainte să mă ocup de beaconul în sine, trebuie să mă văd cu Blushman și mă uitam eu pe aici de niște materiale, pentru că o să avem nevoie de câteva materiale destul de interesante cu noi pentru a face niște treburi destul de interesante, doar că văd că nu am, așa că va trebui să mă duc cu mâna în buzunar la Blue și să sper că o să aibă Blue toate materialele de care avem nevoie, că eu n-am nimic. Și pe lângă asta, o să vreau să adăugăm aici la lemnele noastre, că tot am zis de foarte mult timp că o să adaug și n-am mai adăugat, o să vreau să punem niște item frame-uri care să vină aici pentru a ști lumea ce tipuri de lemne sunt aici, doar că mă rog, acum n-am nici măcar un tip de lemn. Am jungle aici, ok, atunci o să bag jungle aici momentan și pentru restul cred că o să mai așteptăm, că nu cred că mai am pe aici, sau mai am vreun bărci, ceva, vreun oak, nu cred că mai am, sincer să fiu cu voi. Oh my god. Da, e ok, lasă că o să mai facem. Astăzi o să ne ocupăm de un magazin alături de Blushman, iar pe final de videoclip o să ne ocupăm și de beaconul nostru minunat și... Pe viitor, cât de curând va trebui să mai nivelăm pe aici, pentru că o să vreau să mă apuc de un proiect destul de mare, chiar foarte, foarte mare, care necesită foarte mult spațiu și loc drept. Și în partea asta o să vină făcut noul proiect, dar asta după ce o să nivelăm absolut tot ce e pe aici. Vă dați seama cât o să dureze să nivelăm toată nebunia asta, gen, o să fie o durere de cap și un haos rău de tot. Dar zic să-i dăm drumul la videoclip și să mergem să ne întâlnim cu Blushman. Oameni faini, ce să vedeți, am făcut primele noastre vânzări la shop-ul de nămol. Mai avem... Da, viața mea. Da, da, faci? Da, m-ai chemat aici, n-ai făcut și tu un drum pentru mine, măcar așa o potecă de asta, bă. Bine, și pentru alți cumpărători, trebuie să-ți fac eu drum aici la magazin. Da, să-mi dai 3 diamante acum, că mi-ai stricat drumul. Trag gata, acum de mă, urechi. Gata, zi, Blue, zi, de ce m-ai chemat? Fii atent, te-am chemat astăzi aici, pentru că vreau să facem un shop, să fim parteneri, cum am discutat, un shop de sniffer. Da, un shop de sniffer. Dar n-ai putut zice și tu să aduc ouăle alea de sniffer, acum trebuie să mă întorc până la tur. Păi stai puiul că mai avem de cumpărat, uite, trebuie să începem cu primele cumpărături de aici, 2 stacuri de măduri de brick, trebuie să-mi dai 2 diamante. Ok, deci le plătești tu alea, am înțeles. Bun, și ce mai nu avem nevoie? Nu plătești nimic. Avem nevoie de foarte multe. Avem nevoie de foarte multe, Blue. Eu aduc lemn dacă ne trebuie. Ne trebuie lemn, da, pentru topul ăla? Da, ne trebuie și lemn, ne trebuie sprus, ne trebuie, cred că ne trebuie și un pic de dark. Ne trebuie acacia, aia acacia? Cumpăr, dacă tot suntem în partea asta. Păi poți să cumperi, gen, nu știu, cumpără... Un diamant. Cumpără 2 stack-uri. Iau 3 stack-uri. Am cumpărat 3 stack-uri și rămân acolo, bun. Da, perfect. Asta, mangrove. Am eu, okay. Nu trebuie, nu ne mai trebuie, e ok. Dar cam, sprusam, ne mai trebuie ceva? Da, lână, concret, gen concret galben, lână verde, lime și gen de-aia green keys. Știi de unde facem rost de lână? De la Chobi? Da, exact, am văzut eu, am văzut eu thumbnail-urile lui Chobi că se laudă că are lână și chestii și atunci mergem în partea aia. Hai că tot luăm și ouăle de sniffer, tot luăm și niște sprus de la mine, dăm așa. Da, și concret de unde luăm? Concret facem, cum adică de unde luăm? Concret facem. Păi facem, cam eu acolo gravel, cred că ai tu niște nisip, că ai fost în deșertul ăla la un moment dat. Nu știu dacă am aici, dar s-ar putea să mai am, dar avem nevoie de concret galben, nu? Concret galben și roșu? Păi nu știu, că tu știi de care trebuie să avem. Cred că roșu, galben, portocaliu. Și portocaliu, cred că da. Da, da, o să bă, ce vorbiți aici, bă? Tu erai, Petrică, vino în pumni. Opa, te-a ratat. Bă, da. Bă, da, ești animale, ești nesimțit. Stai că mă omor, ce ai parcul ăla, bă? Dă-i Peter în el, dă-i Peter în el. Stai un pic. N-am la mine, dar de mine, i-a dat de tine, de ce dai mine? Că n-am știu chestii, iartă-mă, stai că nu mai văd pe ăsta. Tu unde ești, bă? Bă, da, ne uite că ai ca multe săgeți în tine. Ce-o zis Volpea la Arici? De... Să mă lini, nu știu ce a zis, că i-a zis o tâmpenie. Nu mai zic nimic. Zici, ce-a zis Volpea la Arici, hai. Volpea la Arici o zis
O zis vulpea la arici, hai și construiește aici, mă, cum, tu numai la prostii te gândești. Asta a zis vulpea la arici. Aia o zis, hai și construiește aici, că avea vulpea un spațiu gol și așa asta o zis. Auzi, Blu? Zi. Dar ție ce gânduri îți inspiră această următoarea propoziție? Mă duc să relaxez cotoiul. Adică te duci să... Asta, cum se numește? Stai că în partea aia avem de mers. Dar de aici se iau spus. Cât spus ne trebuie? Nu știu, ia această... 3 stacuri sau... Da, na, ia 3-4, nu știu. Dă că iau și okay, un taxi cu noi. Bun, tu iei ca să-l duci acasă. Nu mai la bă ca să-l duci acasă. White concrete powder, 60 de bucăți. Foarte bun, că îl facem galben. Ok. Da, alelalt putem face galben, ok. A, sticlă ne mai trebuie. Hai că facem albă. Sticlă, da, perle sunt frog light-urile astea se pun pe jos. Îmi place că tot ce vezi, bă, asta e bun, asta e bun, asta luăm. Ia și niște dirt să facem terraforming. Ăla nu-mi trebuie, okay. Mi-ar trebui ăla la să-mi fac eu niște nămol, dar ce nu-l fur acum. Nămol, bă, lasă-mă, nu mai fur atâta. Nu mai fur. Dar vezi că nu poți din ăsta, trebuie să-ți faci din... Eu îmi trebuie din dirt normal. Da, din dirt normal, exact. Ok, unde stă Chobi? Că nu știu unde stă, ci cred că o singură dată a fost în Chobi. Față, eu deja-l văd. Da, mă, și această expresie minunată pe care tu ai folosit-o se referă că te duci să plimbi câinele ca să se relaxeze. Deci câinele e cotoiul, cum ar veni. Da, da. Am înțeles. Da, e răspuns exact. Corect. Răspuns corect. E câine de gen masculin. Fii atent, continuă următoarele... Ah, nu, stai, mai e și cotoc care e iepure, by the way, de gen masculin. Bine, mă lasă iepurile. Continuă următoarele... De ce mă dăm bacul, bă, lasă-mă, bă, că ieri odată ăștia... Hai, mă, fii atent aici, fii atent aici. Zi așa. Zi. Cine sapă groapa altuia, tu continui, gen. Cine sapă groapa altuia, ai plătit de părinții lui. Bun, perfect. De rudele lui, pardon, scuze. Cine aleargă după doi iepuri? Cine aleargă după doi iepuri, inițial voia să prindă mistreți. Nu, e greșit. Cine alargă după doi iepuri și răspunsul corect era vecinul. Vecinul alargă după doi iepuri. Am înțeles. Bine, hai, mai zic una dacă te-ai mai știut. N-am știut. Păi stai că nu mai știu acum, trebuie să-mi aduc aminte. Acum am intrat în instinctul de furat, Blu, și nu mai știu să... Bun, nu aici. Bine, stai, până una alta. Acum mi-am adus aminte, dacă te suntem aici, că trebuie să-ți las un bloc de diamant. Să-mi dai bani, gen. Da, de ce să-mi dai bani de diamant? Că ai nimerit că din caving am făcut cele mai multe diamante. Dar mai un bloc așa. Am puțin. Un pic am puțin, măi, frate. E gratis, mă, du-te că-ți minez armura. Cam puțin tel, măi. Un pic am puțin, măi, frate. Dar e ok și așa. Lime și green. Dar n-are dalea automate, mene. Unde sunt? A, are dalea automate, de unde? Păi nu știu, are sau n-are? Păi nu știu dacă are sau n-are. Păi aici știu dacă găsim, plătim. Aici n-are, nu, sigur. Nu, okay. Eu zic că-s jos. Eu fac pariuri că-s jos. Ia uite, aici ai un trapdoor și scară. Ei, da, am găsit jos. Eu, bă, Dani, tot eu știu să fur mai bine ca tine. Ia uite. Bravo, uite, vezi, uite, vezi. Uai, are toate tipurile, men. Ia zi. Cât trebuie să-i dăm, oare? Două diamante pe stec ajunge? Bă, că și furăm de la om așa, uite, green-ul ăsta. Păi două diamante pe stack. Două, dă că plătesc eu numai să nu zic. Bun, că două stacuri am luat de aici și mai luăm încă două de-astea de lime. Zi tu, una, două, trei, patru, eu zic că se bucură, nu cred că vinde mai scump. Ai luat da, și două nu de lime? Cred că, da. Ok. Bine, mai trebuie orange, cred că. Orange și cred că și roșu, n-aveam și roșu. Ia unul cu unul să fie. Ia-i unul cu unul, bine, hai. Da. Dar cred că... Una cu una. Stai. Două vrei să iau, am luat bine, două portocalii. Bun, adică nu, ai luat... Am luat eu una portocalie. Tu ai bun, luat două și roșii, mai am nu? Eu una, deci așa și am luat două roșii, da. Deci două portocalii, două roșii avem în total, perfect, da. I-am plătit tot la om, să nu zică că am furat. Vezi, bă, trebuie să înveți de la mine. Plași bani perfect, la om, nu furi așa ca animalul. Dar eu nu fur, eu împrumut pe perioadă determinată. De câte ori trebuie să vă mai explic? Nedeterminată. Păi da, nedeterminată ai zis. Păi da, ai zis determinată. Nu, nedeterminat am vrut să zic, dar am relaxat cu totul. N-ai zis, mă. Închide, bă, stai acolo. Te pui, uite. Așa, avem tot ce ne trebuie, okay. Suntem pregătiți, nu, facem concrete. Shop-ul. Nu, avem concret. Aole, lasă, hai să le ducem pastea întâi și vedem noi după. Dani, avem primii cumpărători la magazinul de sniffer.
Ce tare, să iau în sabie. Haide, glumesc, mă, hai să nu-l omorăm pe ăsta. Stai așa un pic. Da, stai că eu mor pe ceilalți. Stai că eu mor pe ceilalți. Mersi. Cu plăcere. Așa. Așa. O nație pentru toată lumea să nu fie. Ce? Mor anima. Bă, stai că eu am două săgeți numai. Bă. Na. Stai. Mă, mai trage și în vărut aici un pic. Omoară-l pe vărut. Stai că vin să-i dau cu flinte în stilul. Bă, avem rut. Ok. Da. Poftim. Da, primii cumpărători. Oh my god, deci aici o să vină shop-ul, nu? Să înțeleg. Da, în partea asta o să vină, că e numai bine, așa se vede de sus, vine lumea. Mă gândesc să facem un shop și în jurul lui un gărduleț așa micuț. Un gard să avem sniffer, gen. Fensuri unde să vină. Ce, mă? Un gard și să avem sniffer. Da, exact. Da, mă, ce ai zis? Hai, zic. Așa. Perfect, așa facem. Hai, să luăm bine, Benjamin, hai la muncă. Tu ești. Da. Ok. Mă, băieți, am avut un pic de treabă cu Peter să-mi vândă niște iteme de diamant. Și acum, Panda, că tot am fost până acasă, uite niște jungle-uri, că aveai nevoie. Nu mai au băieți la shop. Uite de aici un diamant, ca să fim corecți. Mersi. Păi, și mie dacă e da lui. What the fuck, mie de ce nu-mi dai? Hai, bine, nu meriți. Mulțumesc. Te bă, așa se face. Tot eu să vă învăț, bă, cum se face. Așa, zi, ce s-a întâmplat? Ia, uite ce e aia, antenă parabolică, 5G. Până ai fost tu plecat, am terminat magazinul de sniffer. Hai, nu pot să cred. Nu pot să cred, ce băiat, da, Bushman. Da, am fost harnic, nu ca tine. Bushman, dictatorul, lasă, dictatorul, uite ce a făcut dictatorul aici, nebun. N-am făcut, mă, nimic. N-avelea, uite la el, poftim. Bă, chiar cum ai... Cât s-o lua să adun cuarțul? Mi-o luat, nu, las. Ți-am zis. Da. Teracotă, uitasem de ea, las. Aveam jos teracotă la acestui. Bine, las, e ok. Uite, avem pe Miguel aici. Miguel. Și avem pe Parpandel în partea asta. Parpandel. Voi cloza, băieții. Următorul o să fie arogant. Ok, așa. Să pun numele. Da, Panda, dacă vrei să cumperi sniffer, să poate rezolva. Da, cât costă un sniffer? Doar sniffer, nu? Sau și ou? Nu știu, Dani, facem și ou? Bă, putem vinde și ouă, I guess. Cred că un bloc de diamant sniffer-ul, două blocuri de diamant ou. Ou, da, e mai tare, da. Da, că poți să-l iei, să-l duci okay, acasă. Ok, și cum îl duc acasă? Adică mi-l transportați voi sau trebuie să-l iau eu? Păi trebuie să-l iei tu, de aia dai mai mult pentru ou. De aia dai, ou e mai scump, dar mai beneficiezi din. Da, ok, și dacă iau sniffer-ul? Nu mi-l aduceți voi acasă dacă iau sniffer-ul și plătesc transportul alea. Deci ne dai două blocuri de diamant. Două blocuri de diamant. Păi bă, cum mai? Păi cum? Adică mă, păi dar cât crezi că e transportul ăla gratis? Așa, pe un băț? Pe ce? Da, nici transportul e scump. Dar pe ce transporti? Pe blocuri în funcție pe de blocuri? Pe picioarele mele, ești nebun, spatele meu îl trage. Tu nu vezi cât e dihania? Da, trebuie să iei lead-uri și să-l tragi după tine. Aveți lead-uri? Păi normal, okay, e greu, e gras. Da, durează. Ăsta e cam mic, nu prea i-ai dat de mâncare, bă. Păi acum s-a născut de 10 minute. Am înțeles. Și să tot pe interior, vreo 9 acum minute muncim, de viață. Să facem aici, să vindem d-astea, cum se numesc, floricele de la sniffer. Da. Super, bă. Chiar nu are nimeni, cred că nu are nimeni. Domino, am văzut că are acolo 101 sniffer. E, lasă, că Domino nu se pune. Da, Domino rămâne așa. Și trebuie să facem și un etaj aici frumos. Avem de lucru, Dani, hai la treabă. Da, hai să facem ceva în pâine. Da. Și Panda, după ce terminăm aici, dacă mai ești pe acasă și așa, dau o fugă până la tine să discutăm de niște afaceri cu trimuri. Cam. Oh, perfect atunci. Da, cum să rezolv. Te aștept. Vin și eu, atunci. Tot cu afaceri tu cu nu? Trimuri. Unde e? Da. Șeful, am făcut o treabă super bună, hai să-și anunțăm. Haide, dă-i. Da, cum? Am suflat în corn și acum, hai înăuntru. Haide, taie panglica. Să facem aici frumos. Stai, mă, stai, puiul, stai. Și cum tai panglica? Stai, că-ți arăt eu cum. Ieși afară. Vin afară. Pui, da. Ieși afară. Olio. Haide, taie panglica. Hai, stai în panglica. Haide, taie. N-ai eu farfecă, am crezut că ai farfecă, cred că mi s-a părut. Nu mai am farfecă, i-am dat foc la Peter la farfecă. Wow, ce crezi.
Bun. Okay. Hai înăuntru. Da. Haide. Și punem frumos asta pentru comenzi, bine. Da? O să poată da oamenii comenzi aici. Duminică pe live mai ocup eu de interiorul ăsta, să fie mai șmecher. Dar așa, până atunci atâta s-a putut. Ce? Ce vrei să faci? Ce prost sunt, era să-i dau sign. Ce-ai scris? Nimica. A, bine, nu-i dat. Ok. Da, și acum trebuie să le dăm nume la sniffer, da? Da. Da, uite, eu o să-i dau nume la unul, Miguel. Ce nume îi pui? Miguel. Eu îi pun Miguel. Și celălalt, nu știu, poți să-i pui Manuela sau ceva, să fie fată totuși. Să avem și de băieți și fete. Că... Etena. Dacă stai Miguel, mă, cum facem din doi de un fel? Trebuie să fie unul de gen masculin și unul de gen feminin. Păi și mă obligi să-i pun nume de fată. Da, mă, îi pui Mitruța. Habar n-am, găsești tu. Hai, ai pus, gata. Bun, hai să vedem. Deci, stai că eu primul, că numele îl știi. Așa, hai Miguele. Te rog. Așa, gata, el e Miguel, pe el nu-l vindem. Cu bun. El începem ferma. Păi nici, așa, pe, și... nici pe asta la altă nu o vindem, nu? Că e a noastră. Cum o cheamă? Andrada? Andreea? Marcela? N-am putut să mă abțin. Ok, ok, hai că e bine, bine. A, băi, tăi, hai că se potrivește Miguel cu Rogan. Da, bun, așa, știi, e, da, e un fel de cuplu de ăsta, de elicopter cu Iorga, cam așa sunt și ăștia doi. A, da, 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 exact, exact. Ăsta e random și celălalt e... Ce mai random e? Da, 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 două chestii random, bun. Mă, îmi place că avem lumină, avem ce trebuie, vom avea și etaj, însă... Da, cum am decorat, da, aici, frumos. Știi care e problema? Cu ce înmulțim pe ăștia? Păi, cred că cu floare de aia speciale, nu? Da, dar și înseamnă că n-avem cum să-i creștem mai repede. A, păi nu, n-am zis că... oricum cresc eu, că te... Crești, bă, Miguele, crești, tată, bă, fii atent, să, ia. Să tot tai, ia bă, un 12 minute de viață. Ia un lead și trage, eu trag într-o parte, tu tragi în alta, poate crește. Hai. Hai, hai, trage de el. Nu ia. Poți să-i mai leg lead-ul, mă, că e lăgat lead-ul de cap, ia, mă, de trage cum de vine. Cap. Uite cum merge, zici că îi titirez. Uite cum dă. Uite. Cum face trrrr, zici că vine. Doamne, ce tare. Ești nebun, dar e gata. Nu, e ok, lasă-i că o să crească ei natural. Și băi, oricum, o să fac acolo la mine, o să vreau la un moment dat să fac o civilizație, civilizație? Civilizație de sniffer, știi? Ah, ok, și ok. Atunci oricum o să avem flori de alea și chestii și o să fie... Da, 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 și facem stoc aici, punem preț scump, da, domnule, cum, scump, da, cum, scump, da, cum, tot. Leger, leger, leger. Perfect. Atunci îi lăsăm pe băieți, o să mă ocup și eu de un gard mai de Doamne ajută, mai fac terraforming pe aici, o să fie bine. Perfect, bine, mi-a făcut plăcere să deschidem shop împreună, bro. Da, încă nu e chiar deschis că n-avem stoc, dar... Nu contează, lasă și ea, că avem doi sniferi, e perfect. De aici pleacă da, tot. Da, trebuie să înceapă ferma de sniffer de undeva, ai dreptate. Aia zic, aia zic. Da. Bine, bun. Te-am pupat. Eu mă duc și eu la Panda, ne auzim, Dani. Pa, pa. După un live stream corect pe breasla haiducilor, care doar ce s-a terminat, am reușit să adun aproape un stack de blocuri de diamante. Nu mai aveam mult până la un stack de blocuri, ceea ce e destul de tare, pentru că am făcut ceva diamante, am și ceva fier, dar nu îndeajuns pentru a face beacon-ul, pentru că ăsta este main eventul clipului de astăzi. Beacon-ul de pe breasla haiducilor, primul beacon de pe breasla haiducilor, care va conține și câteva diamante, cred că voi pune și câteva diamante în el, așadar, adică blocuri de diamante, așadar o să mai am nevoie totuși de niște blocuri de fier și o să trebuiască să iau acum de la Peter, pentru că Blue nu este online azi și eu trebuie să vă postez clipul mâine și vreau să fie totul pregătit și bine, așa că o să vreau să iau niște fier de la Peter, chiar dacă nu mă încântă că are fierul scump, dar o să trebuiască să facem treaba asta. Până când o să facem noi ferma de fier, mai durează puțin și parcă văd că atunci când o fac nu o să mai am nevoie de fier atât de mult cum am acum, dar hei, este ok. Avea el aici... Am luat un stack semnat tunet. O să iau, are 3 diamante pe ăsta. Așa că o să iau... Bun, și o să-i las aici 15 diamante. Ok. Am luat 5 stack-uri de fier. Destul de decent. Mai facem aici, avem încă 38 de blocuri. Și vezi că încă cred că ne mai trebuie. Ăsta mi se pare că e tot fierul meu. Oh my god, man.
Și cred că încă ne mai trebuie, dar n-am cum să iau de pe aici mai 4, 5, mai iau 5. Bun, perfect. Am mai luat 5 stack-uri și acum o să ne ajungă, da, într-adevăr. Acum o să ne ajungă. Bun, o să mergem acasă, trebuie să batem Wither-ul, pentru că nu l-avem bătut. Trebuie să batem Wither-ul și după aia o să putem să facem beacon-ul. O să vreau să fac la beacon ceva destul de șmecher. O să am nevoie de niște blackstone, deci cred că ar trebui să mă duc să iau și niște blackstone de pe undeva, de prin Nether. Nu-mi trebuie foarte mult blackstone, dar am nevoie de câtva acolo, așa că mă duc să-mi iau și niște blackstone, după care o să batem Wither-ul. Prieteni, am venit în această peșteră unde avem noi ferma de scheleți și cam pe aici aș vrea să bat eu Wither-ul. Acum, dacă mă întrebați exact pe unde, nu știu să vă spun, dar pe aici aș vrea să-l băgăm și să dăm în el cu chestii. Să dăm în el cu ăsta, cu arcul și cam atât. Am 61 de săgeți, ar trebui să-mi ajungă. O să-l facem aici, sper să nu regret, sper să nu mor. Dar teoretic nu ar trebui. Hai să vedem. Să pun ăsta așa, după care eu mă duc fugra... Bun. Fug rapid, dacă îl și pun cum trebuie, gen. Fug rapid în partea cea la... What? Bro! Nu merge Wither-ul. Na, că asta a fost. Ai. Mergem acasă. Ah, ok, merge Wither-ul. Da, clasic. Clasic, acum merge Wither-ul, gen. O să-i scad până la jumătate din viață. Ok, și acum trebuie să... Oh my god, ok. Da, fresh. Fresh. E foarte fresh Wither-ul ăsta. Trebuie să-l bat repede, că dacă nu mă omoară, gen. Mă omoară. Ok, n-am murit încă, dar am scăpat cu 3 inimioare. Păreri? Păreri că era să mă omoare acest Wither? Dar este ok, l-am bătut. Am luat Wither's Head și Wither's Projectile's Head. Nice! E bine, primul pas este făcut. O să coleg și toate nebunile de la... Oh, uite diamante! Bun! Perfect! Mamă, ce tare! Ce-mi place Wither-ul ăsta! Ar trebui să bat Wither mai des. Am luat diamante de la Wither, de unde l-am bătut. Foarte tare! Mamă, dar ține ăsta, nu glumă! Wither 2, oh my god! Da, cam ține ceva... chestia asta, dă pocnește pe aici. Îmi dă mie damage. De la Wither. Acum trebuie să mergem să craftăm beacon-ul în sine, după care să îl activăm. Lucru care nu cred că o să fie foarte, foarte greu. Adică o să trebuiască să ieșim de aici de la scheleți. Mergem sus, cred că o să trebuiască să mai iau niște obsidian. Că nu mai am obsidian. Și o să trebuiască să mă duc în partea cealaltă să iau niște obsidian și vom crafta ulterior beacon-ul. Aici va fi plasat beacon-ul nostru. Să vreau eu să fac rapid un crafting table și să-l și craftez dacă tot îl am, perfect. Iar acum o să începem prin a face toate nebunile de vreau eu să le facem. Uite, o să fac niște polished blackstone și niște de-asta așa. O să-mi fac scări de astea așa și cred că cam atât am nevoie, să fiu sincer cu voi. Bun, nu o să fie o construcție mare sau ceva de genul ăsta, o să vedeți imediat, o să fie ceva micuț, dar care o să arate destul de bine. Ok, și o să am nevoie de astea, destul de multe nebunii de astea așa. Ok, aici o să vină, evident, de ăsta, de 1, 2, 3, 3, 4, super, perfect. Stați așa să urc eu înapoi sus acum. Bun, aici o să vină de-astea așa. Și pe margine o să vină astea, perfect. Iar aici și sus. Mai am eu nevoie de niște de-astea așa și să-l fac așa. Super, aici sus o să vină. Trebuie să pun momentan așa peste tot, să înconjur cu ăsta. Îmi iau astea, o să le pun pe aici așa. După care mai vine una așa, una așa și una așa. Super. Și cam asta trebuie să fac la fiecare nebunie de asta. Deci e un design destul de simplu. Nu vă gândiți că e ceva foarte wow. Ok, și văd că mi-au ajuns pentru toate nebunile astea. Doar că mai îmi trebuie aici un pic la niște detalii. Și ca să nu mai cobor jos, o să-mi fac rapid un crafting aici. Super. O să-l pun, o să bag un de ăsta așa aici. Pac, pac. Mi-ar trebui și niște slaburi. Astea așa, de o să le pun ceva de genul ăsta în conjur așa.
să arate un pic și mai bine și să nu vină nici mobi. Pentru că și ăsta este un factor important. La urma urmei să nu avem mobi aici. Perfect. Acum am nevoie de purple glass de ăsta. Dăm cât de mult. Ok, facem niște dare. Așa, super. Și aici o să vină, în teorie, ceva abstract așa puțin. Mă rog, abstract. O chestie de asta așa, de o ridic eu pe aici așa, pac, pac. Ca un fel de cristal ar trebui să fie nebunia asta. Acum nu știu dacă o să arate exact ca un cristal. Eu asta așa mi-aș dori să arate, nu știu dacă o să arate exact. Da, ba da, vedeți că n-arată rău. Arată semicristal. Dacă mai pun și aici vreo 3 blocuri așa, să vină așa, ceva gen, ar fi perfect. Bun. Da, mă, nu e rău. Nu e rău, mai trebuie aici jos băgat tot asta. O sticlă, ideea e că aici trebuie să vă uitați destul de mult la cum să vină nebunile astea ca să se conecteze destul de bine. Și acum aici trebuie să punem astea așa pe fiecare parte, gen, trebuie să avem de-astea puse. Bun, iar acum ultimul pas și cred că cel mai important este evident beaconul. Trebuie să plasăm beaconul fix în mijlocul unde am construit toată nebunia asta, adică fix aici trebuie să vină beaconul. Și o să mă duc cu el, o să-l pun de aici chiar. Așa. O să-i pun o de-asta așa. Perfect. Și acum trebuie să sap eu peste tot pe aici. Perfect. Beaconul nostru este gata. Este beacon full în momentul de față. Trebuie eu doar să mai astup pe aici și să pun înapoi ce am spart, evident. Pentru că am spart aici așa. Superb. Mă rog, ar mai trebui și activat. Așa că o să-i băgăm haste. Aș putea să-i pun haste. Nu știu dacă am nevoie neapărat de haste. Actually, sau să-i punem strength, resistance, altceva, speed, viteză. O să-i punem haste momentan. Haste 2 și ok. O să-i băgăm haste 2 pentru că o să avem de spart pe aici, o să avem nebunii de făcut. Și dacă o să ne uităm noi de la distanță la acest minunat beacon tower, ei mai trebuie niște sticle aici sus. Aici un pic că nu mai am acum să-i mai pun, dar nu arată rău, arată decent, chiar nu arată atât de rău, mă așteptam să arate mult mai rău, dar arată interesant așa de la distanță când te uiți să vezi așa un beacon când vii la bază pus acolo sus, e destul de șmecher. Chiar mi se pare că arată destul de bine. Așadar, oameni faini, sper că v-a plăcut acest episod din Breasta ai Ducilor. Nu uitați să lăsați acolo un mare, mare like. Episodul următor, cred că știți ce urmează, nu? O să fiu fetiță pe Breasta ai Ducilor. Dar mă rog, nu mai contează, o să fie bine. După aia o să ne reîntoarcem noi la făcutul nostru de ferme și de nebunii pe aici pe Breasta. Eu am fost Dani și desigur să ne auzim cu bine la următorul videoclip. Bye, bye!